Hei, fetelor, vă salut! Astăzi am să vă prezint o construcție de unghii ascuțite, căci, sincer, stiletto nu le pot numi. Eu consider că stiletto, sau cel puțin așa am învățat, căci stiletto sunt unghiile lungi, nu niște unghii scurte și în loc de pătrate, rotunde sau ascuțite, deci eu nu le numesc stiletto. Așa că vă prezint astăzi unghii ascuțite. Deci, după cum vedeți, prima dată nu am mai filmat cum am ridicat cuticula cu spatula de cuticule, dar dacă nu e nevoie, se poate pili direct cu acest capăt de freză. Pilez foarte bine, după cum vedeți, și acea pilicică de acolo vreau să o ridic bine, ca pe urmă să o pot tăia cu forfecuța. Și după cum vedeți acum, tai cu forfecuța foarte bine și veți vedea că nu tai doar partea de cuticulă, ci tai și, nu știu cum să o numesc, acea pielicică mai sus de cuticulă, vedeți? Care fetele se joacă uneori cu ea, cele care au aceasta. Cele care au stres sau eu știu. Tai și bătăturile, pentru că foarte multe cliente au bătături. Bun, cu o pilă de 180 pe 100 granulație, voi da formă unghiilor, adică voi scurta în cazul meu, și voi pili deasupra pentru a mătui unghia și a face o aderință cât mai bună a gelului pe unghie. Fetelor, vă rog să-mi lăsați comentarii dacă vă place, dacă nu vă place, ce ați modifica, ce ați face altfel sau voi cum procedați. Și tot așa, dacă vă place, ajutați-mă cu o distribuire pe Facebook, pe, nu știu, pe Instagram nu se poate, pe ce mai? Pe Facebook. Pentru a vedea cât mai multe fete această construcție. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi lăsați comentarii. Sper să vă placă. Să știți că nu trebuie apăsat foarte mult cu pila peste unghie. Deprăfuim bine, bine. Iar acum nail prep și primer 3 în 1. Prima dată se aplică nail prep, îl aplicăm pe toată unghia, inclusiv cuticulă. Este dezinfectant și are rol de a elimina praful din cuticulă și de pe unghii foarte bine. Acum deja aplic primerul, care se aplică doar și doar pe unghie, cu grijă să nu ajungă la cuticulă, pentru că arde cuticula. Usucă mai pe termenii înțeleși de noi. Se usucă la aer ambele produse. Iar cu Builder Pink Gel, de obicei foloseam Clear Gel, dar de data asta m-am hotărât că îl folosesc doar pe Pink. Aplic prima dată ca și strat de bază, un strat subțire, bine pensulat, adică apăsat, ca să intre între zgârieturile provocate de pilă pentru aderență cât mai bună. Și usuc, știu eu, circa un minut până când fac cealaltă mânuță. Veți observa în momentul acesta tehnica de aplicare a șabloanelor, cel puțin care o folosesc eu. Nu știu dacă este anume una sau este inventată de mine sau așa m-am învățat eu. Sincer vă spun, cursul făcut de mine, cel de bază, că doar acesta îl am, nu m-a ajutat foarte mult în a ști acest lucru, cum se poziționează șablonul și se
folosește. Dar sper că este destul de ok. Cel puțin pe mine mă ajută, unghiile țin, arată destul de bine. Poate îmi scrieți și voi niște comentarii dacă nu am procedat bine sau voi cum procedați. Îmi scrisese cineva un comentariu la alt videoclip cu focusul, stau cam prost. Fetelor, știți, telefonul este cu autofocalizare, deci în funcție de cum mă mișc eu și nu știu cum funcționează, el focalizează, de exemplu, acum văd că pe unghia mare am ea. Dar oricum bănesc că veți înțelege ce aveți de făcut. Cu același Builder Pink gel cu fiberglass, adică fibră de sticlă, prin care se înțelege că rezistă mai bine, voi crea extensia de unghie cât de subțire se poate, deoarece nu vreau să fac groasă, ca atunci când pilesc viitorul gel care îl voi pune peste, adică cover, subțind unghia să nu se vadă prin cover, pilind, mă înțelegeți? Și atunci încerc ăsta să-l fac cât se poate de subțire. Și voi pune la uscat până când voi reuși să fac următoarea unghie extensie. Până atunci las la uscat. Cu Karat Forming Cover 3 Gel Axio, care îl găsiți pe Tienda, voi umple unghia, se mai spune, creez apexul. Într-un strat destul de gros, pentru că doar din asta va rămâne formată unghiuța mea. Acesta trebuie uscat cât mai mult timp la lampă, pentru că este foarte, foarte bine pigmentat și nu vrem să avem probleme, adică în mijlocul unghiei să avem gel neuscat, pentru că nu este foarte bine. Încerc să nivelez unghia cât se poate de bine pentru a nu avea mari probleme și a avea nevoie de foarte mult timp când pilesc. Așa că încerc să mi-o fac cât mai perfect din gel. Iarăși cu pila de 100x180 de granulație. Aveți aici o poză cum arătau toate cu coverul uscat și degresat, iar aici v-am arătat direct cum arată pilite, pentru că sincer nu avea sens să vă arăt cum pilez, pentru că mi se umplea ecranul sau cum se zic camera cu praf. Aici avem o culoare de la Pierre René Profesional, culoarea numărul 3, este vedea un crem foarte frumos. Se aplică în două straturi, destul de mare atenție necesită, nu mă încântă foarte tare, îmi plac doar nuanțele și rezistența, sunt foarte bune rezistente, dar ca și calitatea pigmentării nu-mi place foarte mult, poate reușiți să vedeți și voi
în videoclip cât de mult m-am chinuit eu cu autonivelarea culorii. Dacă pui prea mult, curge pe laterale și formează, nu știu cum să-l numesc, un dâmb, o denivelare foarte urâtă, care nu mai lasă unghia să fie naturală, să fie subțirică și frumoasă. Și atunci prefer să mă chinui, să dau straturi și să autonivelez din foarte multe pensulări. O suc la lampă până când schimb mâna și la final eventual 3 minute. Aici deja vedeți aplic al doilea strat, care cel puțin în videoclip cred că așa se vede, foarte bine pigmentat. Dar veți vedea, e foarte, foarte greu de autonivelat. Să nu rămână urme, mă refer. Iar pensula mă disperă foarte tare, e foarte lată. Eu sunt obișnuită cu cele de la Diamond Nails, care sunt mai subțiri și asta e lată și îmi lasă niște puncte la cuticulă, care nu îmi lasă să formez o cuticulă frumoasă. Bun, fetelor, și cu gelul MIG Black Tulip voi face pictura, dar nu înainte de a degresa culoarea, pentru că dacă nu o degresez, se prelinge pictura, nu rămâne perfectă, fixă. Iar cu pensula, nu știu, numărul 01 sau 1, ceva de genul de la Diamond Nails, fac pictura. Puteți găsi produsele Diamond Nails, care în mare parte le folosesc eu, pe www.diamondnails.ro, dacă sunteți în România, sau dacă sunteți dincolo, www.diamondnails.eu. Inclusiv culoarea de pe unghiile mele, de la mâna stângă, este de la Diamond Nails, numărul 069 DN. O jos semi-permanentă. Și de la mâna dreaptă este tot de la Diamond Nails, numărul 51 DN. Ambele sunt o jos semi-permanente. Veți vedea o chestie ciudată după ce se termină să vedeți cum e făcută pictura. Veți vedea că arăt sticluța de top coat, de finish. Și se vede că am alte unghiuțe, pentru că am uitat să vă filmez produsul cu care dau finish. Și am filmat-o când îmi lucram la unghiile de la mâna stângă. Oricum, fiți pe fază că o să postez și un tutorial cum mi-am făcut unghiuțele de la mâna stângă, cum am renunțat la unghiuțele de 2 luni de la mâna stângă. În viitorul apropiat, durează foarte mult la mine editatul și postatul, pentru că în ultima perioadă nu mai am timp să postez. Deci, fetelor, vă las în liniște să vă uitați cum pictez. Thank you.
uitați dacă vă place. Ajutați-mă cu share, distribuție, distribuire, cum vreți voi să numiți această chestie. Și după cum spuneam, acesta este top coatul hibrid 4 de la Pierre René. L-am aplicat, l-am degresat. Și aceasta este toată manicura. Gata, finish. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru răbdare, pentru că acest clip a durat destul de mult. Nu știu câte dintre voi v-ați uitat de la A la Z, dar celor care ați făcut lucrul acesta vă mulțumesc și celor care nu, pentru că totuși au dat un click pe videoclip. V-am pupat! Ne vedem data viitoare!